Konnichiwa, minasan, Silvia des. Bună ziua, dragilor! Sunt Silvia și bun regăsit la o nouă lecție de limba japoneză. Ca de obicei și astăzi îl avem alături de noi pe Alex Kun. Konnichiwa! Konnichiwa! O genki desu ka? Hai, genki desu! Ii desu ne! Hai să vedem ce avem astăzi de studiat. Ca de fiecare dată, vom începe cu o recapitulare care va avea legătură cu direcțiile pe care le cerem și le dăm atunci când suntem într-un oraș. Și după ce vom învăța și ceva vocabular, vom trece la partea de culori și apoi vom vedea cum legăm mai multe adjective între ele prin forma în T. De fiecare dată când ai o întrebare, te rog să o adresezi fără nici o problemă. Așa că să începem cu recapitularea. Bun, direcțiile. Michi annai. Hai să recapitulăm vocabularul de data trecută. Ce anume însemna kuko? Înseamnă aeroport. Hai, ii desu ne. Dar basute? Stația de autobuz. Hai. Mai departe, ce însemna kousaten? Kousaten înseamnă intersecție. Hai. Yoku dekita. Și chūshajou? Parcare. Așa este. Eki? Gară. Hai. Așa este. Și shinko, ce a rămas, semafor. Hai! Arigatou gozaimasu. Îți mulțumesc. Hai să vedem cum am spune noi unde anume se află un anumit loc. Alex Kun, cum ai întrebat tu cum ajung la bibliotecă? Toshokan wa doko desu ka? Sau doiate toshokan ni ikimasu ka? Hai! Pur și simplu vom înlocui în acele paranteze, da? Cu locul pe care ni-l dorim noi și acestea sunt întrebările. Aici am avut o serie de exemple despre cum putem să dăm indicații, însă vreau să facem noi niște propoziții mult mai simple, cuvintele pe care noi deja le știm, și să ne imaginăm că suntem într-un oraș nou și nu cunoaștem pe nimeni, nu cunoaștem nimic. Noi ne aflăm aici unde este acest X, da? În partea stângă ai vocabular ajutător. De exemplu, avem masugu iku, adică merge drept înainte. Magaru, akoti. Saki, da? Mai departe, înainte. Migigawa și hidarigawa, da? Sunt partea dreaptă și partea stângă. Hitotsume, ftatsume sunt primul, al doilea. Momentan ne oprim aici ca să ne obișnuim. Și mai avem tori sau michi, care înseamnă stradă, în bulevard și așa mai departe. Bun, hai să vedem cum am cere noi indicații. Și de această dată, cred că tu vei fi localnicul. Este orașul tău, Alex Kun. Este un loc pe care tu îl știi foarte bine. Și eu m-am pierdut. Am ajuns aici pentru prima dată. Vreau să te întreb întâi și întâi cum anume ajung la cafenea. Și te voi întreba, kissaten wa doko desu ka? Kono michi masugu itte tatsume no shingo konya no ushiro ni arimasu. Sou desu ne. Acum, al doilea semafor ar însemna primul și al doilea, da, acesta ar fi primul cu întreaga intersecție și acesta ar fi al doilea. Însă, da, pentru că de fapt este toată intersecția. Hai să vedem cum am spune și mai rapid de atât. De exemplu, hai să spunem prima dată, te rog să mergi drept înainte pe această stradă. Konotori wa masugu itte kudasai. Hai! O masugu itte. Konotori o masugu itte. Kono tori o, da, masugu itte kudasai. Bun.
Cum spunem apoi că această cafenea se află în spatele librăriei? Kissa den wa honya no ushiro ni arimasu. Hai, ii desu ne. Kissa den wa honya no ushiro ni arimasu. Super! Acum te voi întreba altceva. Alex, când dou iate eki ni ikimasu ka? Masugu itte, migi o magatte, masugu itte kudasai. Hai! Doar că vom spune că migi ni magatte kudasai, da? Cumva ni ne arată direcția, da? Că nu putem să... Exact, exact. Nu putem să o cotim pe dreapta, ci vrem să cotim la dreapta. Așa este. Deci avem masugu itte, migi ni. Voi nota acum, da? Masugu itte, migi ni magatte. Masugu ni itte kudasai. Hai. O astfel de provocare vreau să le dau și celor de acasă, să încerce să se uite pe această hartă și să dea indicații pentru diverse locuri de aici. Important e să încercăm să folosim măcar câte un cuvânt nou în fiecare propoziție, tocmai ca să ne fie, da, din ce în ce mai ușor să învățăm partea aceasta de vocabular. Bun, Alex, când hai să vedem câteva adjective, tocmai ca să putem să ne intrăm așa în spiritul acestei lecții. Vreau să citim rapid aceste cuvinte pe care noi le-am mai studiat într-o lecție precedentă, cât să vedem cu ce vom lucra astăzi. Hai, onegai shimasu! Osoi, încet sau lent. Hai! Hai, rapid. Kire, curat, frumos. Kitanai, murdar. Nagai, lung. Mijikai, scurt. Takai, înalt sau scump. Hikui, scund. Yowai, slab. Când vine vorba de putere. Tsuyoi, puternic. Chisai, mic. Okii, mare. Nigiaka, plin de viață și gălăgios. Și zuka, liniștit. Hai! Totemo yoku dekimashita. Așa cum am mai discutat, adjectivele sunt în i și în na. Da, sunt cele două terminații care există și o să vedem imediat și de ce ne trebuie această informație. Dar nu înainte de a discuta despre prezent afirmativ și negativ, pentru că am zis că este important să știm că adjectivele se comportă unele dintre ele ca niște substantive și unele ca niște verbe. Practic, adjectivele în japoneză nu sunt chiar adjective așa cum înțelegem noi acest concept. Da? Așa că, Alex, te rog să citești tu cum spunem efectiv este înalt. Takai. Sau dacă vrem să fim politicoși, adăugăm des la final, dar nu e obligatoriu. Hai, takai des. Este sănătos. Genki des, obligatoriu verbul des după, pentru că genki se comportă ca un substantiv. Exact. Nu este înalt. Takaku arimasen sau takaku nai des. Hai, și nu este sănătos. Tot genki și îl schimbăm verbul des. Genki ja arimasen, genki ja nai des. Hai, subarashi, absolut minunat. Avem grijă la ii, care a primit forma aceasta pentru că a tot fost scurtat. El la început a fost ioi și atunci are forme speciale yoku arimasen și yoku nai. Hai, absolut minunat răspuns! Arigato gozaimasu! Bun, așa că vrem să învățăm forma în T a adjectivelor. Așa cum forma în T a verbelor ne ajută să înșiruim mai multe verbe, exact același lucru se va întâmpla și la adjective, pentru că am zis, ele vor să se comporte și ele ca niște verbe. Putem, bineînțeles, să adăugăm după această formă în T a adjectivelor și o altă propoziție cu totul, da? Dar hai să luăm pas.
În primul rând, hai să vedem cum anume transformăm noi adjectivele care se termină în i în forma lor în t. Care este regula? Îl tăiem pe i și adăugăm câte. Hai să o desne. Bun, și poți să-mi spui, te rog frumos, cum putem să-l transformăm pe tanosi, care înseamnă distractiv, în forma lui distractiv și ceva, adică forma în T. Tanosi câte. Hai, tanosi câte. Tsumaranai. Tsumarana câte. Hai, takai. Taka câte. Yasui. Yasu câte. Akai. Aka câte? Kuroi. Kuro câte? Hai. Chairoi. Chairo câte? Hai. Și kiroi? Kiro câte? Ine. Shiroi. Shiro câte? Ine. Hai să vedem la cele în na. Care este regula? Na devine de. Exact. Și de fapt, este chiar forma de legătură a lui des. Bun, deci, kirena va fi? Kirede. Hai, shizukana? Shizukade. Midori? Midori de. Hai, himana? Hima de. Hai, nigiakana? Nigiaka de. Hai, genkina? Genki de. Bun, și excepția noastră, și anume i, cum se va? Yokute. Yokte. Ca să putem să facem niște exerciții, avem nevoie să vedem câteva obiecte vestimentare. Majoritatea vin din limba engleză, așa că hai să vedem dacă ne dăm seama ce sunt. Hai să începem cu seripa. Ce crezi că înseamnă seripa? Papuci de la slippers. Hai să o desne. Dar necktie. Necktie este o cravată. Hai. Ribbon. Ribbon, fundă. Hai. Scato. Skirt, fustă. Hai. Șață. Shirt, cămașă. Hai. Doresu. Dress, rochie. Iidesne. Câțâșta. Câțâșta vine de la câță, care înseamnă pantofi, și ta înseamnă sub, deci sunt șosetele. Exact, deci sub pantofi avem șosete, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Și ai răspuns și la următorul cuvânt, câță, care înseamnă pantofi. Hai să vedem zubon, ce ar putea să însemne. Pantaloni. Hai, idesne. Torena. Bluză. Da, este acea bluză de training, da, în engleză ar fi un training. Fel de sweatshirt, da, exact, da. Este o bluză de training. Hai să vedem câteva culori. Cum am spune noi, alb? Shiroi. Ok. Cum am spune noi negru? Kuroi. Hai. Portocaliu. Orange. Ii desu ne. Într-adevăr. Și roșu, acai. Roșu este acai. Așa este. Mie mi s-a părut că este foarte portocaliu. Hai să vedem albastru. Aoi. Hai. Roz. Pink. Verde. Midori. Midori des. Hai. Galben. Chiroi. So desu ne. Portocaliu. Orange. Hai. Bun. Mov. Murasaki. I desu ne. Gri. Chiro. Aproape este hai iro. Hai iro. E cumva s-ar traduce culoarea cenușii. Mai există și varianta venită din limba engleză, gre. Ambele sunt în regulă. Și maro? Chairo, de la culoarea ceaiului. Așa este, chairo. Vreau mai departe să vedem cum am spune noi argintiu. Gin iro. Hai, so des gin iro și auriu? Kin. Kin iro. Exact, kin și gin. Aur și argint, da? Kin și gin, kin iro, gin iro. Hai, i desu ne. Având în vedere că iro înseamnă culori, hai să vedem cum anume putem să le și folosim. Avem aici aceste obiecte vestimentare de care am vorbit mai devreme. Și
ce vreau pentru fiecare din ele este să dăm mai multe detalii despre fiecare. Vreau să punem o culoare și încă un adjectiv. Ca să te inspire, am ales aici încă o listă de adjective. Aici sus avem un exemplu. Te rog, hai să citim acest exemplu și apoi să facem și noi propozițiile. Onegaishimasu. Shatsu wa kurokute kirei desu. Sau shatsu wa kirei de kuroi desu. Hai, ce înseamnă asta? Am schimbat ordinea. Prima oară înseamnă cămașa este albă și curată. Neagră. Și cealaltă este curată și albă. În română nu este o diferență. Neagră, dar da. Într-adevăr, dacă avem adjective în i, întâi le vom transforma pe ele în te și apoi adăugăm celălalt adjectiv. Dacă primul adjectiv este în na, vom pune de și apoi celălalt adjectiv ca în mod normal. Da? De aceea am dat acest exemplu, tocmai ca să putem să jonglăm cu amândouă. Rămâne la latitudinea ta, ordinea în care vrei să descrii aceste obiecte. Hai să începem cu pantofii. Kutsuwa shirokute yasui desu. Hai! Ce înseamnă asta? Că pantofii sunt albi și ieftini. Hai! Idesne! Hai să vedem mai departe. Slipa wa furukute murasaki desu. Ce înseamnă asta? Că papucii sunt vechi și mov. Idesne. Kutsushita wa kurokute chiisai desu. Ce înseamnă acest lucru? Șosetele sunt negre și mici. Așa este, idesne. Hai să vedem și bluza de training. Tore na wa hai iro de. Nu. Da, e foarte bine. Hai iro de omoshiroi desu. Idesne. Adică? Gri și interesantă. Idesne. Foarte bine. Mai departe. Shatsu wa akakute kitanai desu. Vai de mine! Sau ce înseamnă asta? Shatsu, să-ți facem o diferență. Tricoul cam așa este akakute roșu și kitanai înseamnă murdar. Hai! Pentru restul, chiar vreau să dau provocare celor de acasă să completeze aceste propoziții, da? Exact după această formulă. Cam asta este toată filozofia din spatele acestei formule, da? Cu te, da? Acestei forme, care mă ajută pe mine să continui propoziția, să adaug mai multe însușiri, da? Unui obiect. Idesne. Vreau să discutăm puțin despre cultura kawaii, Alex Kun. Și în primul rând vreau să te întreb pe tine ce înseamnă kawaii? Kawaii înseamnă drăguț, în engleză are echivalentul cute și se leagă de toate lucrurile acestea drăguțe, estetice, care sunt frumoase atunci când le vezi. Așa este. Și de ce există în Japonia chiar o cultură în jurul acestui cuvânt drăguț, drăgălaș? E o cultură întreagă despre cum să îți faci viața cât mai colorată, mai drăguță. Oamenii din cu această cultură se îmbracă de obicei în culori foarte deschise. Se spune că este o cultură pentru că există foarte multe elemente care pot deveni brusc kawaii, adică drăguțe. Deși poate că în mod normal nu ar trebui să fie. Artă. Exact! Uite, vreau să te mai întreb dacă tu ai auzit de aceste stiluri de îmbrăcăminte, cum ar fi gyaru, lolita, decora. Am auzit odată. Gyaru știu că este ceva în genul, nu știu cum să explic, în engleză ar fi ceva în genul gyal, De aici vine și gyaru. Mai departe nu prea știu să descriu îmbrăcămintea.
Așa este, gheară, da, vine din engleză, de la girl, da, sau gheară, și practic este vorba de un stil care duce foarte mult înspre feminin, drăguț, dar cu un machiaj destul de strident, da? De multe ori este folosit de fetele care poartă încă uniformă, pentru că, da, în Japonia purtăm uniformă de la grădiniță la liceu, inclusiv. Da? Și da, este un astfel de stil care cumva vrea să scoată foarte mult în evidență, da, feminitatea, fashion-ul, da, din perspectiva aceasta unei școlărițe. Lolita este cam cum arată și această fată din imagine. Este acest gen victorian care este adaptat cumva culturii kawaii, sau nu numai, există și Lolita din aceea mai întunecată, da? Sunt mai multe subculturi aici, da? Nu doar una. Și chiar am văzut când am fost în Japonia fete îmbrăcate astfel. De asemenea, avem decora, exact cum îi spune numele, ce crezi că poate să fie? Decoration, decorațiune. Exact. Și poți să și cauți apoi pe internet să vezi cum se îmbracă fetele din această subcultură decora. Au foarte multe decorațiuni pe păr, au sclipiciuri, au păpușele lipite peste tot pe haine sau pe ghiozdănele. Mai avem și alte două lucruri, amigurumi și purikura, care sunt parte din acest. Amigurumi, cred că este acroșeta. Da, amigurumi sunt acele păpușele croșetate, iar purikura sunt acele pelicule de fotografii pe care poți să le faci într-un photobooth, da? Într-un aparat special care face imagini foarte, foarte kawaii și drăguțe cu tine. Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru această lecție, da? Kyo wa yoku ganbarimashita ne și gosanka. Arigato gozaimasu. Îți mulțumesc pentru. Arigato gozaimasu. Hai, arigato gozaimasu. De asemenea, le mulțumesc și telespectatorilor noștri. Sper că li s-a părut interesant despre ce am discutat noi astăzi și să ne vedem cu bine în următoarea lecție de limbă japoneză. Arigato gozaimasu. Dewa mata. Pe curând.